Bună ziua, dragi prieteni! În cadrul tutorialului de astăzi voi face un review asupra programatorului FC200. Acesta este un programator de chiptuning și reprezintă o variantă upgradată a programatorului AT200 de la CGDI. Practic are aceeași compunere, unitatea centrală, cablul pentru cuplarea în bench, cablul pentru OBD, cablul USB și aceste terminale care sunt calibrate pentru dimensiunea diferiților pini ale calculatoarelor. Acest programator este upgradabil. Primul an este free, iar ulterior taxa de subscribe este de $125 anual. Vom trece mai departe să vedem modul în care arată software-ul utilizat. Ok, deschidem software-ul. Acesta se downloadează de pe site-ul producătorului, de pe site-ul CGDI. Pentru funcționare, el are obligatoriu nevoie de conexiune la net. Ok, vom selecta calculatorul pe care lucrăm astăzi. Este vorba despre un Passat B7. Avem tipul calculatorului, platformă. Documentația este foarte bine realizată. Firele și culorile corespund exact realității. Nici ceea ce am lucrat până acum cu el nu am avut insucces. Mașina este pentru stage 1, nu mai prezint partea de citire. Aici avem posibilitatea de a determina datele. Avem datele de IMO, component security, PIN-ul mașinii, ok, dacă dorim, putem face și IMO. De asemenea, avem posibilitatea de a face taproot off. Ok, vom vedea modul cum se comportă la scrierea calculatorului. Programatorul are posibilitatea de a face checksum, așa cum veți vedea imediat. Aici vedeți faptul că are update, o facem mai târziu, Passat B7, platform. Conexiunile sunt realizate conform diagramei. Identificare. Și vom scrie flash-ul.
Stay John fără checksum. Face aparatul checksum. Da, nu. Deci fila era fără checksum și așa cum vedeți, îl corectează automat checksum-ul și trece la scriere. Ok, și acum vom verifica pe mașină.